Bună ziua și Hristos a înviat, domnule primar! Astăzi un moment extraordinar, o dublă sărbătoare astăzi la dumneavoastră în comunitate. Hristos a înviat, bine ați venit, da, într-adevăr este o sărbătoare unicată în România, acea de statul avase în lunea Paștilor. Ce înseamnă acest eveniment? Tinerii căsătoriți în anul pascal 2017-2018 se așează frumos în curtea bisericii, primesc cadouri, vase necesare traiului de zi cu zi, de la apropiați, de la nuntași, de la nași, de la cei care țin cu adevărat să-i cinstească un vas necesar traiului. Și iată că la șugar acest eveniment se duce mai departe, este din moș-trămoș de sute de ani acest eveniment care se ține aici. Spuneam că aveți astăzi o dublă aniversare, acest frumos eveniment, această manifestare în a doua zi de Paște, care a fost reînviat din 2008 și totodată aveți și avem bucuria de a avea un invitat, un oaspete special din Moldova. Da, într-adevăr, Consiliul Local al Comunei Șugag în anul 2017 a hotărât prin Consiliul Local Șugag înfrățirea cu localitatea Vadului Isac de Republica Moldova, raionul Cahul, și iată că astăzi domnul primar Ion Iorga a venit de la Cahul în Șugag pentru a participa la acest frumos eveniment și bineînțeles de a semna acordul de înfrățire în fața cetățenilor comunei Șugag la Căminul Cultural de la ora 12:30. Vă felicităm și dorim să fie în ceas bun. O să răspundeți și dumneavoastră. Sigur că da, noi am făcut până acum deja două vizite la în Basarabia, în raionul Cahul, Republica Moldova. Ne-am bucurat de o primire deosebită de frații de peste Prut acolo și iată că la nivelul județului Alba am semnat la unison toți primarii înfrățirea României cu Republica Moldova. Sper că și cei de peste Prut vor face acest lucru. De fapt, multă parte au făcut încă. Deci ne pare rău că în anul centenarului nu mai sunt împreună cu noi, dar prin aceste punți pe care le menținem, le legăm, sperăm ca în Europa Unită să fim din nou împreună. Chiar dacă încă este graniță peste Prut, eu zic că este doar graniță formală. Formală această graniță, deoarece noi fiecare localitate din România cred că au deja comune înfrățite cu Moldova. Eu nu pot decât să mă bucur. Mai am încă niște colegi primari, prieteni din Republica Moldova care ne vom înfrăți și cu dânsii la momentul potrivit, dar la nivel național se vrea și se pare că și o parte din Republica Moldova vrea acest lucru, mai puțin extremiștii care, mă rog, nu comentez situația lor, dar în principiu Parlamentul Moldovei, am înțeles că este de acord și toți primarii din satele aparținând Basarabiei sunt de acord să revină la patria mamă, România. Vă mulțumim și vă dorim mulți ani cu sănătate. Și eu vă mulțumesc frumos și ne bucurăm de această... În anul centenarului la Șugag va fi mai multe evenimente. Se întâmplă, să nu uităm că în 1918, acum 100 de ani, au plecat din Șugag sute de oameni, vreo 34 de școlari au mers în Alba Iulia și noi vom cinsti de înălțarea Domnului acum, vom cinsti cu monumentul eroilor acea tablă care a fost stricată de comuniști, vom reface-o și vom sfinți-o acum și bineînțeles de centenar avem încă un eveniment deosebit, dezverirea bustului lui Ionel Pop, unul din secretarii Unirii de la 1918. Ionel Pop a fost un om deosebit pentru Valea Sebeșului, a locuit la Oașa, îi cunoaștem atribuțiile, îi cunoaștem legătura cu Șugagul și am hotărât prin Consiliul Local Șugag să-l cinstim cu acel bust care sper că este de bun venit. Sperăm și noi ca să-i revedem călare pe reprezentanții comunei dumneavoastră la 1 decembrie la Alba Iulia. Nu pot să spun la această dată câte persoane vor merge la Alba Iulia. Sper să meargă sute sau poate chiar 1000 de persoane la Alba Iulia, așa cum a fost și în 1918. Dacă atunci s-a putut, cu transportul care era atunci, de ce nu s-ar putea acum la avantajele care ne-au creat timpul de atunci până acum? Eu zic că lumea se mobilizează și apreciază foarte mult acest eveniment și nu putem decât să ne mândrim cu centenarul, deoarece înaintașii noștri s-au zbătut pentru noi și noi măcar atâta seama să-i cinstim cu acea prezență la Alba Iulia ca și în 1918.
La mulți ani Șugac, la mulți ani de România. La mulți ani Șugac, la mulți ani România, dumneavoastră, la mulți ani și vă spun bine ați venit la Șugac. Și vreau să fac public acest eveniment, dacă nu se cunoaște în toate localitățile din România, că la Șugac poate este unicat acest eveniment de statul la vase în lunea Paștilor. Doamne ajută România, Doamne ajută Șugac, pe toți să ne binecuvinteze Dumnezeu! Hristos a înviat, domnul primar, după stilul nostru din România, cum este la dumneavoastră? Cum vă simțiți aici? Mă simt foarte. Dumneavoastră? Cum foarte. Vă numiți? Mă numesc Ion Iorga, sunt primar de Vadul lui Sac, din Republica Moldova, raionul Cahul. Mă simt foarte bine, foarte plăcut. E o sărbătoare foarte frumoasă, o sărbătoare de suflet, cu oameni frumoși, care cred eu că ar fi bine să fie sărbătorit în fiecare sat. Înțeleg că aceste punți extraordinare care s-au creat cu România, practic, ne fac să ne simțim că aparținem aceleiași comunități, vorbim aceeași limbă. Sigur că da. Astăzi noi am trecut, eu de mai multe ori, dar eu deseori ascult radio și acolo este teatru la microfon, unde spune cum a trecut Ștefan Carpație. Eu astăzi am trecut, bine, altfel, am nimerit la frați cu adevărat. Noi suntem înfrățiți cu comuna Șugac. Pe data de 27 am semnat declarație de unire, pentru că în această zi a fost o zi foarte importantă, acum 100 de ani, 100 de ani. Același lucru, am vrut și noi să ne alăturăm acestei frumoase date. Ce credeți, în anii care vin pot să vină tineri căsătoriți din Moldova aici la statul la vase? V-ați gândit la acest lucru? Noi cu mare drag o să mă stărui ca să cultiv această frumoasă tradiție și în rândul locuitorilor satului nostru și o să mă stărui ca în 2019 să facem același lucru și la noi în sat. O să le arătăm așa, din cât o să fie posibil, cum arată această sărbătoare la dumneavoastră. Cred eu că va fi una care va molipsi tinerii noștri și în continuare cred că fiind foarte, foarte frumoasă o să fie și la noi în sat. Vă așteptăm cu drag și într-o delegație numeroasă la 1 decembrie la Alba Iulia. Veți veni? Sigur că vom veni cu mare drag și sigur că într-un număr mai mare. Într-un număr mai mare și sperăm noi și în costum tradițional din zona dumneavoastră. Ce spuneți?
sigur că ne vom stărui, pentru că anul 2017 am fost într-un proiect, se numea Îmbracă Moldova în Ie. Cultivăm în rândul tinerilor dragostea față de costumul național și anume acele tehnologii de cusut tradițional. Învățăm tinerii și le cultivăm această dragoste de port și de confecționare a costumului național. La mulți ani Moldova, la mulți ani România. Dumnezeu să ne ajute și să ne audă. Ceara de fața focului. Slăsa Elia din mort, cu moartea pe moarte călcând, și cer din morine, fața lui Dumnezeu, iar drepții să se veselească. Dragi miri, iubiți credincioși, îngăduiți-mi câteva minute să aduc în fața conștiinței, în primul rând a mirilor, a tinerilor căsătoriți, câteva lucruri esențiale despre viața de familie, lucruri pe care le pot învăța și ceilalți care vor asculta în continuare. Și pentru ei se potrivește la fel, la fel de mult. Vă spuneam de multe ori că această cale, cale conjugală, aveți de familie, cunoaște două căi importante. O cale a iubirii și cealaltă cale a suferinței. O cale a iubirii pe care și prin care vă atrageți reciproc, vă chemați, și veniți în fața Sfântului Altar. O dragoste curată ar trebui să fie. O dragoste care dă naștere la această unitate dintre bărbat și femeie în viața de familie. O care a dragostei, o dragoste cu care Dumnezeu înzestrea de ființa umană încă de la creație. Fiecare om are în sine, în inima sa, o cale a dragostei și a binelui. Depinde cât de mult vrea să o folosească, să uzeze de ea.
rămas tineri? Înviat. Ce faceți? Cum vă simțiți? Foarte bine. Da? Avem parte de o vreme foarte aveți frumoasă. Aveți o masă tradițională, bogată. Cum ați pregătit-o? Poate. Ați lucrat mult, doamna? Da, am lucrat. Și ce sperați după această zi? Să fim împliniți, bucuroși. Avem parte de bucurii. Cât mai mulți ani, vă dorim și noi. Împreună. Și o căsnicie fericită. Bună ziua, Baciu Moga. Ce faceți? Mulțumesc bine, uite, la întâlnirea cu mirii din anul pascal 2017-2018. A câtea ediție este? La câtea participă? A 11-a. Din 2008. E un obicei foarte vechi, dar a avut o întrerupere de 16 ani din motive pe care nu le știm, dar nu sunt frumoase și nu le spunem. Și am revenit din 2008 și de atunci tot mai bine, tot mai bine. Înțelegem că și dumneavoastră ați stat în primul an de după căsătorie la vase? Nu. Eu am doar genă de șugăjean. Nu sunteți chiar și din nu Șugac? Sunt născut în Șugac, dar tata e născut, a fost născut în Șugac și gena s-a dus mai departe și atunci normal că trag încoace în loc să merg în alte părți. Da, da. Vă mulțumim și vă dorim să aveți o viață îndelungată și să promovați cât mai mult tradițiile șugăgene. Și eu vă mulțumesc și toată lumea să aibă o viață cât mai îndelungată și mai frumoasă. Salut mâna și Hristos a înviat. Sunteți soacra mică, soacra mare a lui Crăciun Simona, care an trecut au stat și ei la vasă și acum 29 de ani și noi am stat. Și după 2-3 ani s-a pierdut obiceiul și a reînviat iar acum de nu știu câți ani. De... Mai aveți vasele de acum 29 mai am, de mai ani? Mai am și acum, da. Mai am. Și, le și care le-am purtat? Generație, nu, generație. Nu le dau. Nu, ale le țin și cumpăr alte. Și duceți tradiția mai departe. Da, de la cine am fost la nuntă și eu acum am văzut și cumpăr și dau. Sau pot să dau la toată lumea, cum pot. Nu dau ce am primit, dau alte vase noi. Dați, se face un dar de suflet, practic, da, aceste da, vase da. Reprezintă... Deci, un obicei care noi am fost la nuntă și trebuie la fiecare dator să dai unde am fost la nuntă. Trebuie să dai un vas, ce crezi de cuvință, o oală, o cratiță, un ciubăr, eu știu, linguri, furculiță, ce poate fiecare, ce crede eu că le-i necesar. Când te întâlnești cu vasul, știi la cine ai primit, îți aduce aminte de persoana care ți l-a oferit. Și se scrie și în cartea bisericii tot ce se întâmplă astăzi? Am văzut oficiat o slujbă frumoasă. Nu știu, slujbă se face, dar nu știu dacă se scrie, nu știu. Nu știm. Și dumneavoastră? Pe mine mă cheamă Fățan Elena. Soacră mică, soacră mare. Mare și mică. Ați stat și dumneavoastră? Am stat și eu în 79, am stat la vasă, cred că de atunci prea puțin, eu mai stat 2-3 ani și s-a terminat obiceiul. Și o soră e înființat în 2011, cred că băiatul, în 2008, băiatul meu a fost prima dată care a stat la vasă. Aveți un port extraordinar. De unde aveți ia? E veche, la fel de eu, ia mea de când m-am căsătorit, în 78. Și de atunci am luat-o când au stat copiii la vase și acum că am stat, noi am dat paștile aici, anul ăsta. Ați fost și pășteni. Da, acum. Vă dorim să aveți o primăvară frumoasă, iar generațiile care vin după dumneavoastră să ducă tradiția cât mai mult înainte. Ne-am bucurat să nu se piardă, pentru că e un obicei foarte frumos la noi aici în zonă și ar fi păcat să se piardă așa. Doamne ajută, multă sănătate la anul centenarului, vă așteptăm la Alba Iulia. Dacă suntem sănătoși, vă mulțumim de invitație și o să venim. Acest costum frumos popular pe care îl purtați. Cam greu ne simțim în el pentru că ne-am obișnuit cu hainele astea mai domnești. Dar totuși, domnești. Pentru că e o zi de sărbătoare, e minunat să fim îmbrăcați. Da. În portul străbunilor. La noi aici foarte puțină lume s-a mai îmbrăcat, nu se mai îmbracă, au totuși aproape sunt toți. Copii care dar, văd că poartă da, da, copiii, da, și bănuim că
se va reînființa din nou iar. Ne bucurăm de o zi superbă, a doua zi de Paște, și ne bucurăm de această tradiție care datează de peste două secole și jumătate. Sperăm la cât mai mulți ani înainte. Iată că tinerii au reînviat această manifestare cu sprijinul autorităților. Vă dați seama că bucuria noastră este cu atât mai mare cu cât vedem că tinerii se stabilesc aici, pentru că chiar au de ce să se bucure. Această zonă și Valea Sebeșului este una dintre cele mai frumoase zone ale țării și ne bucurăm că tinerii își întemeiază familii, fac copii și se stabilesc, rămân aici, nu pleacă în străinătate. România are un patrimoniu extraordinar, sperăm să fie cât mai bine cunoscut. Suntem în anul patrimoniului declarat de Comisia Europeană, sperăm ca și din Parlament să vină cât mai multe mesaje și susținere pentru promovarea tradițiilor românești. Vă dați seama, este un an al patrimoniului, dar noi în Alba avem încă o sărbătoare deosebită. Avem centenarul în acest an și 100 de ani de la înființarea statului național român. Noi ne bucurăm pentru, și repet încă o dată, ne bucurăm că acești tineri rămân acasă, întemeindu-și familii, se stabilesc în această zonă, pentru că ar fi păcat ca acești munți să fie depopulați. Nu cred că este loc mai frumos și am umblat. Și eu și dumneavoastră cunoaștem, nu numai Europa, știm că totdeauna cel mai bine te simți acolo unde ai văzut pentru prima dată lumina zilei. Și chiar eu zic că aici ne ajută natura în mod deosebit și cred că Dumnezeu a fost foarte darnic cu locuitorii acestei zone. Vă mulțumim și vă dorim un an al centenarului, cum ne dorim cu toții, plin de iubire, plin de demnitate și să fim în număr cât mai mare la 1 decembrie la Alba Iulia. Sperăm ca toată lumea să înțeleagă, pentru că centenarul nu se va repeta. O singură dată este 100 de ani de la formarea statului național român. Și ar trebui ca toți, nici generațiile următoare, 100 de ani nu vor mai sărbători. Deci sper ca toată lumea să înțeleagă, să-și dea mâna, să lăsăm deoparte toate intrigele și toate disputele care sunt și să ne concentrăm pe ceea ce putem face pentru noi, pentru urmașii noștri, pentru că, repet, avem atât tineri frumoși care își doresc un viitor frumos aici acasă, nu în altă parte. Avem deja punți create peste ape, peste Prut. Sperăm ca și Parlamentul României poate să facă vreo ședință comună cu parlamentarii din Moldova. A fost și ne bucurăm că avem aici primar, un primar dintr-o comună din Cahul. Știți bine, atât timp cât eram la Consiliul Județean, noi am intensificat relațiile cu Moldova și eu am fost chiar în 2008 în Chișinău și am semnat un protocol cu proaspătul de atunci primar Chirtoacă de înfrățire. Noi avem o bibliotecă Alba Iulia care este de tradiții deja în Chișinău, am donat foarte multă carte, avem o casă de cultură în Ialoveni, deci relațiile sunt foarte strânse între județul Alba și între frații noștri de peste Prut. Dar din păcate și în Parlamentul României a venit președintele Parlamentului Moldovean și nu am auzit niciun cuvânt din partea dânsului despre unire, ci doar sprijinul pentru a intra în Uniunea Europeană. Asta este o durere pentru noi, pentru că nu numai noi, ci și cei de dincolo trebuie să simtă la fel. Dar știți foarte bine ce a făcut Stalin după al doilea război mondial cu schimbul de populații și din păcate, o să vedem și referendumul care se face acum în Moldova, dar din păcate este încă populație rusofonă și eu cred din tot sufletul și sper ca și cei de dincolo și cei de la noi să înțeleagă că noi trebuie să avem un viitor comun. Sperăm și noi ca aceste extraordinare manifestări rurale, care cu siguranță se oglindesc și în Moldova, de peste Prut, să ne unească mai mult și să formăm împreună o mare familie europeană. Eu cred că locul fraților din Moldova este alături de noi și sper din tot sufletul, pentru că avem totul comun, nimic nu ne desparte, ci doar voința politică. Sper să trecem peste toate aceste... interesată, să spunem așa. Știm bine și la 27 martie, tot prin voință politică, cele două parlamente, acum 100 de ani, au reușit să facă unirea. Sper să ne ridicăm și noi, poate nu la nivelul
înaintașilor noștri, pentru că ei într-adevăr s-au jertfit și au fost deosebiți. Dar poate mințile luminate care conduc partidele în România la ora actuală își dau seama de presiunea care este și de ceea ce își doresc oamenii din popor, oamenii simpli, atât de la noi cât și din Republica Moldova. La mulți ani România, la mulți ani Republica Moldova. La mulți ani români de pretutindeni. Toți suntem români și trebuie să fim toți împreună. O altă pereche de tineri, stați la vase. Cum vi se pare această manifestare? De unde știți de ea? De la părinți? De la părinți, de la bunici. Au participat și ei? Părinții da. Părinții, 31 da. De ani. 31 de ani, mult înainte. Mulțumim. Vă pregătiți să duceți lucrurile mai departe? Înțeleg că așteptați da. Copil. Să fie sănătos. Îi dorim și noi multă sănătate. E în anul centenarului, se va naște în anul centenarului. Da. Este privilegiat din punctul ăsta de vedere. Ce mesaj transmiteți tinerilor în anul centenarului? Fie sănătoși, să se iubească mult. La fel mult cum vă înțeleg. Iubiți și voi și duceți lucrurile mai departe. Vă așteptăm în costume tradiționale la Alba Iulia la 1 decembrie. Veți veni? Probabil că avem unul micuț, nu știm, deocamdată nu putem promite. Nu știm. Multă sănătate, casă de piatră. Mulțumim. E greu să stai la vase, ați primit multe vase. Am primit, suntem mulțumiți. De la cine ați primit aceste vase? De la rude, de la prieteni, de la părinți, de la naș. Sunt aici, sunt îmbrăcați și ei în costume? Nu, din păcate nu. E la servici. Sunt copiii voștri, sunt rude. Finii voștri, extraordinar. Duc lucrurile mai departe, au costume extraordinare. Exact. Da, cine le-a... Din comerț. Aveți aici și un centru de meșteșuguri, în Șugac. Da, avem. Sperăm să și produc astfel de costume. Exact. Și voi purtați niște costume extraordinare. Și foarte soțul, vechi. Foarte vechi, da. Cât de vechi? De 50 de ani. 50 de ani. Văd că soțul are o batistă sau ce are acolo la piept. E specifică oamenilor, bărbaților căsătoriți. Pentru că nu văd la nimeni altcineva. Tradiția s-a păstrat până prin anii 90, așa cu batistă. Din anii 90 încoace nu s-a mai păstrat așa cu batistă aici. Este foarte frumos. Și cu ce ați demarat primul an de căsnicie? Aveți o activitate economică? Faceți ceva? Sunteți angajați? Am terminat școala, sunt primesc indemnizație pentru creșterea copilului și soțul meu este dulgher. Foarte frumos. Și vă ocupați și cu creșterea animalelor? Aveți o gospodărie? Părinții. Părinții. Și duceți mai departe această activitate. Exact. Pe finuțe, cum le cheamă? Georgiana și Maria. Georgiana și pe ea o cheamă Maria. Sunteți la școală? Eu sunt la școală. Și ai la grupa mijlocie. Da. Vă place aici? Da. Da. Hainele astea le-am cumpărat de la Sebe și ne-a adus tata noastră. Și sunteți fericite că purtați și voi costume tradiționale, da? Da. A venit și iepurașul și ne-a adus cadou. Și te-a dus și niște pantofi. Da, frumoase. Foarte frumoase. Sunteți foarte frumoase, în costume și mai frumoase. Sperăm ca și tinerii căsătoriți să aibă copii cât mai mulți și foarte Doamne sănătoși. Ajută. Doamne ajută! Doamne ajută! Mulțumim! Cum vă simțiți la această sărbătoare extraordinară? Foarte bine! Foarte bine! Foarte bine. Ca suntem. Și în prima zi de căsătorie. Lucrurile au mers mai bine? Foarte bine, foarte bine. Ca și atunci. Facem totul să fie bine tot timpul. Așa, faceți. Fericiți. Sunteți fericiți. Aveți activități economice? Creșteți animale? Aveți gospodărie? Nu. Lucrăm total altceva. Suntem mutați în Sibiu de 2 ani. Eu sunt de aici. Și ducem tradiția mea departe. Doar cu rădăcini aici și... Eu aici am crescut
la 28 de ani, doar acum 2 ani m-am mutat în Sibiu. Nu, aici am făcut lucrurile înainte, da? Exact, exact. Vă veți boteza copiii aici la Șugac? Mai mult ca sigur, aici. Vă dorim multă sănătate. Mulțumim frumos. Copii numeroși și sănătoși. O prăjitură. Hristos a înviat. Adevărat că a înviat. Sunteți pentru prima dată aici în calitate de miri, veți duce obiceiul mai departe? Da, suntem pentru prima dată și ne bucurăm că am putut să stăm, să ducem obiceiul mai departe și sperăm și cei care vin după noi să-l ducă mai departe și ei. Ați primit multe cadouri, sunteți bucuroși, aveți ce face cu ele, sunt utile? Da. Sunt foarte utile. Foarte utile. Ce vi se pare mai util din ce ați primit? Sunt multe lucruri pe care nici nu le-am desfăcut să vedem. Văd și un robot de bucătărie. Da, și mulți prieteni mai vin și acasă. Ați pregătit și o masă extraordinară pentru cei care v-au adus aceste... Da, noi am servit cu ce am avut, cu vin, cu zonac, țuică, prăjituri și așa mai departe. Și aveți ne-au dat o gospodărie frumoasă aici în Șugac. Da, mulțumim. Cu ce vă ocupați mai exact? Ne ocupăm cu orice aici în zonă. Mare parte angajații, pe lângă casă, orice. Deci aveți multe animale? Și animale avem și... Da, sigur, avem și animale și orice. Orice, fiți mai explicit, spuneți-ne. Mai explicit ați fi, de exemplu, în agricultură. Și dumneavoastră și soția lucrați împreună? Da, da, sigur. Nu sunteți angajați sau sunteți proprii angajați? Suntem proprii angajați. Și vă descurcați cu afacerea dumneavoastră? Ne descurcăm destul de bine, mulțumim. Aveți și produse care le desfaceți în piețele din Sebeș? Din... Avem brânză, din păcate este un pic mai greu cu aceste produse, pentru că piața de desfacere la noi aici este o piață bună, dar e mai greu un pic. Suntem într-o zonă defavorizată de munte, unde e mai greu să fii la punct. Cu toate că aveți transalpin aici, vă gândiți să faceți și activități turistice, ați putea face, având în vedere aceste obiceiuri extraordinare, mai puțin cunoscute? Ar fi o variantă bună, nu știm pe viitor cum o să fie. Transalpina este, trece prin fața casei dumneavoastră, această șosea importantă. Da, da, da. Suntem pe Valea Frumoasei cu perechi de tineri foarte frumoși care așteaptă mulți copii. Vă dorim să aveți cât mai mulți copii și cât mai multă sănătate. Mulțumim mult! Viață lungă! Doamne ajută! Doamne ajută!